Urmarea nefericitului deznodământ medical, în cauza urmează să se desfășoare cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Totodată, încă de la primele momente, polițiștii au luat măsuri de conservare a urmelor de probă, a tuturor mijloacelor de probă, atât mijloace biologice, cât și substanțe și instrumentar medical, iar în prezent se așteaptă concluziile de natură tehnică care vor fi primite de la Direcția de Sănătate Publică. Cine va prelua dosarul? Deocamdată cercetările se desfășoară sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Pitești.